Japonezul Shoji Morimoto, de 37 de ani, și-a făcut o carieră de succes din a nu face nimic. Are 270.000 de fani pe Twitter și este plătit de oameni ca să stea cu ei și să nu facă nimic. Morimoto este invitat la cină, bea, mănâncă, doarme și se uită la televizor alături de diferiți necunoscuți. Shoji Morimoto locuiește în Tokyo. În 2018 s-a hotărât că nu îi place să muncească, a recunoscut public că este un leneș absolut și că nu se pricepe la nimic. După ce a făcut această dezvoluire pe o rețea socială, a devenit practic o vedetă națională. Oamenii au început să-l închirieze cu ora pentru a afla de la el tainele lenii.